Bine, să ne rugăm. Te lăudăm, Doamne, pentru tot ceea ce ești Tu pentru noi. Îți mulțumim pentru că ești Tatăl nostru din ceruri. Ne închinăm înaintea Ta în această seară și îți mulțumesc pentru că ne-ai adus și pe noi la Tine. Ne-ai făcut copiii Tăi și suntem și noi parte din poporul Tău. Tată drag, Te chemăm în mijlocul nostru în această seară. Pentru Tine suntem aici. De Tine avem nevoie. Dăruiește-ne lucrurile de care știi că avem nevoie. Întărește-ne în umblarea noastră pe calea Sfințeniei. Vrem, Doamne, în toate să fim așa cum îți place Ție. Amin. În această seară citesc un text din Epistola către Efeseni. Capitolul 6. Începând cu versetul 1 și până la versetul 4. Efeseni 6, 1 la 4. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Așa cum știți, noi în această perioadă, la adunare, la seminariile de vineri, avem o serie intitulată Evanghelia și Ideologia Woke. Ideologia răzvătirii. Am avut întâlnirea inițială despre rădăcinile acestei ideologii și ne-am uitat la impactul mare pe care l-a avut școala de la Frankfurt. Apoi, partea a doua a acestor seminarii este despre dogmele ideologiei răzvătirii. Cei care studiază această ideologie le identifică foarte succint trei dogme principale. Prima dintre ele, gloata sau mulțimea, sunt mai importante decât persoana, decât individul. Cea de-a doua, plăcerile sunt înaintea minții, înaintea rațiunii. Noi ne-am uitat la lucrurile acestea. În această seară ne uităm la cea de-a treia dogmă și ultima. Puterea trebuie să fie deasupra autorității. Trebuie să dea la o parte autoritatea. Am ales să citesc textul din Efeseni, capitolul 6. Puteam să citesc texte paralele la cuvintele acestea. Epistola către Coloseni, de exemplu, unde avem codurile de familie, învățătura asemănătoare. Pentru că această a treia dogmă a ideologiei răzvătirii este o dogmă împotriva conceptului de autoritate. În primul rând, este împotriva lui Dumnezeu. El este Cel care are toată stăpânirea în cer și pe pământ. El este Cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ. Deci este o ideologie împotriva lui Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu în mod direct, așa, palpabil, nu te poți lupta. Și atunci trebuie să te lupți cu oamenii care cred în Dumnezeu. Și pe ei trebuie să-i abați de la credință, lor trebuie să le strici lăcașul de închinare, să-i prigonești. Dar la o scară și mai vizibilă, la o dimensiune și mai vizibilă, este poziția tatălui în fiecare familie. Autoritatea pe care o are tata în fiecare familie.
Așadar, aceasta este tema pe care o abordăm noi în această seară. În ce fel luptă ideologia woke, ideologia răzvătirii, împotriva autorității tatălui, în casa lui, în familia lui. Iar apoi, felul în care această ideologie redefinește conceptul de autenticitate. Aceasta este harta pentru noi în această seară și noi revenim apoi la textul din Efeseni 6 să vedem încotro ne învață, ne îndrumă Evanghelia cu privire la lucrurile acestea. Încep prin a vă readuce aminte care este scopul final al acestei ideologii. Este o încercare de a eroda Occidentul și de a aduce învățătură de stânga, învățătură socialistă, învățătură comunistă în Occident. De aceea, învățătorii care deja istoric au implementat lucrurile acestea sunt Lenin în primul rând, iar Mao în al doilea rând. Aceste lucruri implementate în Rusia, iar apoi în China. La Lenin am făcut trimitere. În această seară fac puțin trimitere la Mao. El a învățat poporul chinez cum să se răzvrătească împotriva clasei conducătoare, a celor care au pământ în proprietate, a celor care sunt mai înstăriți. Și noi avem Caietul Roșu sau Cartea Roșie sau Biblia Roșie scrisă de Mao. O cărțulie în care el învață poporul cum să se răzvrătească, cum să pornească la revoluție și cum să răstoarne tot ce a fost până atunci în China. China este una dintre cele mai vechi civilizații din lume. Și aproape în toată istoria Chinei, China a fost monarhie sau un grup de monarhii, diferite dinastii, în diferite secole. Și toată această civilizație trebuie arsă din temelii și pe cenușa ei construit altceva. Comunismul și omul cel nou. Mao este cunoscut pentru următoarea sinteză. Oamenii sunt supuși, în general, la trei sisteme de autoritate. Politic, familial și religios. Iar apoi, cu privire la femei, spune că se adaugă un al patrulea, cel masculin. Bărbatul fiecărei femei. Lucrurile acestea trebuie rupte, trebuie dislocate. Și cum reușești să le desfaci? Pentru că istoric ele s-au consolidat. Politicul cu familia, cu religia, s-au legat unele de altele. Și Mao a spus așa, aceste legături de autoritate se clatină în momentul în care reușești să iei pământurile de la cei care le au. Atunci, tot ce a fost până acum se clatină din temelii. Pentru că una dintre cele mai solide, perene posesiuni este pământul. Și dacă l-ai luat de la boier, de la cel care l-a avut timp de mai multe generații, toată această rețea se desface. Autoritățile familiei, ale religiei și ale bărbatului se clatină din temelii. Femeia trebuie să meargă la servici, structura patriarhală nu mai este așa de puternică pentru că ea devine tot mai independentă și Mao caută să-i înverșuneze, să justifice violența pentru a stârni poporul la revoluție. Și a reușit. Dar pentru a putea implementa lucrurile acestea, a fost nevoie de următoarele măsuri. Și noi le cunoaștem pentru că le-am văzut
în istoria de ultimii 60-70 de ani ai Chinei și în alte țări. Informația trebuie suprimată, poporul trebuie să audă numai ce vrea stăpânirea să-i spună. Istoria culturală trebuie distrusă, dizidenții trebuie eliminați și duși în lagăre de muncă, trebuie stârnită, generată foamea și, bineînțeles, uciderea. Studiile care s-au făcut arată că doar în China, de la instaurarea comunismului, au murit în legătură cu lucrurile acestea peste 65 de milioane de persoane. Toate acestea pentru a impune o ordine politică colectivistă în numele egalității și dreptății. Dar știm că nu au dus la lucrurile acestea. Aceste exemple istorice au fost multiplicate peste tot în lume. La un anumit moment, în anii 70, în anii 80, mai mult de jumătate din țările din lume erau socialiste, comuniste. Țara noastră a fost parte din acest grup de țări. În vremea de acum, o erodare asemănătoare se caută. Și adesea se începe cu simbolurile. De exemplu, dacă ai o statuie a lui Iisus, a Mariei, undeva într-un oraș, într-o zonă, o desacralizezi, o dai la pământ, biserica o încercuiești, intri, îi deranjezi serviciile, faci tot ce poți ca locul lui Dumnezeu în viața omului să fie dislocat, să fie dat la o parte, să fie erodat. O încercare de a aboli conceptul de autoritate. Și aici vreau să vă dau un exemplu personal. Ceva ce mi s-a întâmplat mie în urmă cu aproximativ 3 ani de zile. La una dintre școli la care lucram, la o întâlnire de cor profesoral, la o ședință cu toți, în împrejurarea în care fiecare trebuia să spună care sunt lucrurile pe care le are de împărtășit cu ceilalți, cum își face munca în domeniul lui, ce anume e util pentru ceilalți. Una dintre colege, chinezoică, ne-a împărtășit din munca ei, din cursurile ei. Avem două religii dominante în China. Avem confucianism și avem daoism. Biblia daoistă se numește Dao de Jing. Noi o citim, e o cărțulie mică la toate librăriile poate fi găsită, dar doamna aceasta citea Dao de Jing în chineză. Și eu în încercarea de a deschide discuția și de a încerca să aflu mai multe, m-am adresat ei în felul următor. Noi citim Dao de Jing în engleză, dar, și aici a fost eroarea mea numărul 1, dar dumneata ești o autoritate în domeniu pentru că o citești în chineză. Când am folosit această expresie, a sărit ca arsă, complet deranjată. Și eu m-am judecat imediat când am folosit cuvântul autoritate într-un mod greșit. Răspunsul e nu, l-am folosit corect. Pentru că, în mod istoric, noi folosim cuvântul autoritate legat de două lucruri. Legat de poziție și legat de cunoaștere. De poziție, dacă ești primar, dacă ești ministru, dacă ești președinte, ai autoritate. Iar legat de cunoaștere, în domeniul respectiv, tu ești o autoritate. Dar eu ulterior am făcut toate legăturile că ideologia woke și gândirea de stânga
vede cuvântul autoritate ca pe un cuvânt tabu, ca pe un cuvânt de care ți-e rușine. Pentru că are în esența lui un caracter opresiv. Și discuția s-a încheiat acolo, ne-a luat cu altele, dar a fost așa, mi-a deschis ochii dintr-o dată la cum poți să jenezi o persoană cu un termen apreciativ în final. Când cineva îți spune că ești o autoritate în domeniu, asta nu e de supărat. Dar când le vezi, când vezi termenul prin prisma ideologiei woke, nu, ești sarcă ars. Pentru că oricine ar avea sau ar spune că are autoritate, trebuie înlăturat. Nu trebuie să folosim termenii aceștia. E un cuvânt nedorit. Cu atât mai mult când noi îl folosim în legătură cu Dumnezeu sau în legătură cu părinții, în casa lor. Avem textul pe care l-am citit, Efeseni 6:1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că este drept. Unul dintre cele mai negre versete pentru ideologia woke. Lupți împotriva lucrurilor acestora până la capăt. În încercarea de a reprograma omul și să nu mai aibă un sistem ierarhic de autoritate, de autorități, începi la acestea două. Noi am văzut că pentru ideologia woke piedicile cele mai mari în calea implementării învățăturilor lor sunt Dumnezeu și familia. Acolo trebuie săpat mereu și mereu și mereu și mereu. Desigur, noi am trecut prin toate lucrurile acestea. Noi știm, în țara noastră am avut comunism din 1947 până în 1989. A ținut 52 de ani. În alte țări a ținut mai puțin, în alte țări a ținut mai mult, dar n-a mers niciunde mai mult de două generații. Comparativ cu societatea capitalistă, care are sute de ani de existență, cea comunistă a durat foarte puțin. Și este așa, jenant, te descalifică. Ai folosit forța, ai folosit lagărul de muncă, ai folosit reeducarea forțată și n-ai reușit să o ții. Pentru că omul răspunde cu luptă, cu ce l-ai învățat. L-ai învățat la revoluție, l-ai învățat la răscoală și când tu ai devenit opresorul, se ridică împotriva ta. Aceasta este una dintre concluziile pe care o trag toți cei care studiază ideologia woke. Acest limbaj al asupririi și al victimei, în cele din urmă, se inversează. Pentru că cel care spune că acum este asuprit, în scurt timp devine asupritor. Și el asuprește pe alții. Și tot așa. Și noi știm, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și căutăm să înțelegem firea omului, noi știm că e îndreptată numai la rău, nu la bine. Așadar, când folosim cuvântul autoritate, în mod istoric, în mod obișnuit, avem două feluri de autoritate. Așa cum am spus, de poziție și de cunoaștere. Noi trebuie să facem distinție între acestea două, dar ideologia woke nu vrea. Le face una și același lucru și ei patologizează conceptul de autoritate. Despre ce este vorba? Teodor Adorno, unul dintre gânditorii ideologiei woke, este cunoscut și prin scara F cu care lucrează el, sau prin etalonul F. F venind de la fascism. Și el spune așa. Cineva are înclinații fasciste,
dacă are o familie tradițională sau dacă face parte dintr-o credință. Noi aici, după Adorno, toți suntem așa. Desigur, el folosește cum vrea acest cuvânt, dar acestea sunt etichetele, pentru că vedem astăzi cât de ușor se folosește un termen ca și acesta, cât de generalizată este folosirea lui, pe baza acestei scări, acestui etalon pe care l-a dat Adorno. Dacă cineva crede că într-o familie tata este capul, tata are autoritate, sau dacă crede la fel în biserică, Hristos e capul, el are autoritate, omul acela are dispoziție spre fascism. Noi vedem imediat cât de exacerbată este folosirea acestui termen. Da, e adevărat, omul adesea abuzează autoritatea. Noi știm că puterea corupe pe om. Și avem în istorie exemple nenumărate de abuz de putere. Așa este. Dar cu toate acestea, când vorbim despre familie, idealul este un tată care umblă pe calea sfințeniei, un tată bun, care cere disciplină, impune disciplină, nu pentru a controla pe copil sau pe copilă, pe soție, nu, ci o impune de dragul libertății, știind că limitele vin înaintea stăpânirii de sine. Un tată bun își împuternicește copiii să-și câștige independența și să-și asume răspundere. Pe când un tată tiranic folosește disciplina pentru a manipula, pentru a controla, ținând copiii speriați și dependenți de el. Așa se vede în final diferența între un tată bun și un tată despot. Revenind la textul de Efeseni, capitolul 6. Părinții au o autoritate naturală și potrivită asupra copiilor lor. Și dacă mă întrebați, cum naturală? Copilul s-a născut în casa lor. L-au avut în grijă din ziua numărul 1 până la ce vârstă are copilul. El a crescut în mâinile lor. A fost îngrijit de ei, protejat de ei, hrănit de ei și toate celelalte. Noi știm, copiii sunt un dar pe care l-a dat Dumnezeu. Deci este o autoritate încredințată nouă pentru o vreme asupra copiilor noștri. Dar un tată și o mamă au și o autoritate pe baza cunoașterii. Pentru că acel copil s-a născut în casa lor când părinții aveau o anumită vârstă. Deja au trecut prin viață. Este experiența vieții. Și toată cunoștința acumulată în anii de dinainte de a se naște copilul. Așadar, părinții în casa lor au ambele tipuri de autoritate, și de poziție și de cunoaștere. Da, le ținem distincte, dar sunt împreună. Cu toate acestea, autoritatea de părinte se poate pierde foarte ușor. Și aici vreau să ne uităm în mod succint la un exemplu din Biblie. Exemplul îl găsim în Cartea Geneza, capitolul 9, după versetul 20. La capitolul 9, la început, ni se spune despre legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Noe după potop. Promisiunea lui de a nu mai nimici pământul și oamenii de pe pământ și semnul legământului fiind cu cubeul. După versetul 20, Noe
lucrează pământul, sădește o vie, are belșug, iar de pe urma acestui belșug, Noe are un comportament neînțelept. Noe s-a îmbătat și în cortul lui îl găsește fiul său, Ham, dezvelit, dezgolit. Ham, în loc să facă ce urmează să facă frații lui, el se duce și le spune cum l-a găsit pe tata. Noe este un exemplu în Scriptură. Citim Geneza 6, Geneza 7. Un om care a ascultat de Dumnezeu, care a construit arca. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a salva rasa umană de la pedeapsă. Dar avem această scăpare la un anumit moment. Noi putem învăța multe lucruri de aici. Vreau să subliniez doar unul sau două dintre ele. Când pedeapsa a trecut, când este liniște și când este belșug, ești în mare pericol. Te poți comporta irațional. Noe s-a îmbătat. Și demnitatea lui de tată pentru Ham a fost deteriorată. Ceilalți doi fii au fost mai înțelepți. Au venit prin spate și l-au acoperit pe tata. Și totul a fost altfel. Dar Ham a fost diferit. Un tată are autoritate de la Dumnezeu și atâta timp cât viața lui este o oglindire a încredințării primite. În viața lui noi avem această scăpare la acest moment și este deosebit de util pentru noi să învățăm din greșeala lui Noe de la acel moment. Desigur, ideologia răzvătinii va căuta să erodeze autoritatea părinților prin toate mijloacele. Prin toate mijloacele. Unul dintre felurile în care va încerca lucrul acesta și cu tata și cu ceilalți din familie și cu toți din societate este prin redefinirea conceptului de autenticitate. Când auzi cuvântul autentic, în mod obișnuit ai în minte două lucruri. Spui despre cineva că e autentic când e sincer. Un om care este vulnerabil, un om care își recunoaște limitele și spune, uite, acestea sunt, dar caut să fiu mai bun. Mă lupt să rezolv orice neajuns și îi spune, uite, e bine. Acesta este un fel în care folosim termenul autentic. Foarte aproape ca sens de sinceritate. Celălalt fel în care folosim termenul autentic e cu privire la e ceva original, e ceva veritabil. Da, ceasul respectiv e autentic. Obiectul respectiv, de orice fel ar fi el, e autentic. Nu-i contrafăcut. Cum redefinește, într-un mod foarte subtil, ideologia woke, conceptul de autenticitate. Ai curajul, aici citez de ideologia răzvrătirii, ai curajul să arăți tuturor ceea ce înainte era considerat un păcat, ca pe ceva cu care azi te poți mândri. Și așa, toată stricăciunea, mai ales
cea de natură intim sexuală poate fi astăzi vestită și proclamată ca pe ceva care trebuie acceptat de toți. Numai așa, zic ei, te eliberezi de toate taburile sociale care te forțează să fii duplicitar. Și așa se folosește această expresie așa de larg răspândită astăzi, ai avut curaj să ieși din dulap. Pentru ideologia woke, să fii autentic înseamnă să te aliniezi acestei teorii. Această teorie există pentru a identifica, pentru a expune, pentru a descrie, pentru a problematiza, pentru a disloca și deconstrui orice dinamică de putere. Pentru creștinism, lucrurile nu stau așa. Omul devine autentic când luptă împotriva păcatului cu sinceritate. Și își conformează viața cu ceea ce cere Dumnezeu. Așa ajungem oameni autentici. Oameni care trăiesc după voia lui Dumnezeu. Oameni care își conformează viața cu ceea ce vrea autorul vieții. Cu ceea ce vrea cel care a conceput viața. Și așa ajungem înapoi la Efeseni. 6, versetul 3. Prima poruncă însoțită de o făgăduință. Aceasta este. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ca și copil, te așezi sub autoritatea lor. Dacă vrei să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. Dacă vrei să-ți fie viața bună, învață repede să trăiești sub autoritate. Într-un mod stricat, ideologia woke promite omului putere pe care îi o ia în două feluri. Îi neagă omului calea de a fi un agent moral, îndemnându-l să fie robul propriilor plăceri. Și doi, îl definește pe om cu ajutorul asupririi. Făcând pe asupritori, imposibil de răscumpărat, ei tot timpul rămân răi, iar pe cei asupriți, total neputincioși, nu se pot elibera niciodată. La bază, la miez, potrivit cu această ideologie a răzvătirii, tot timpul trebuie să mai fie un dușman pe undeva nedescoperit, pe care trebuie să descoperi și împotriva lui să lupți. Noi știm, pe baza învățăturii din istorie, că într-o revoluție, dinamica puterii se inversează. Cel asuprit devine cel care asuprește. În limbaj popular, roata vieții să vârte. Și lucrurile cu care ai lucrat sunt lucrurile care se întorc împotriva ta. Lucrurile de care vei avea parte. Întotdeauna merge așa. De aceea când noi studiem lucrurile acestea, noi suntem oamenii aceia despre care spune o vorbă românească în următorul lucru. Nu-i bine să fii nenorocit, dar e bine să fii fost. Noi am trecut pe aici și acum vedem din nou că se vin la aceleași lucruri. Într-un anumit fel, noi și știm sfârșitul la aceste lucruri. Avem experiența în loc, da, într-un alt loc, în alt context, dar ideile de bază rămân aceleași. Noi credem că omul se dezvoltă armonios sub stăpânirea lui Dumnezeu. Sub îndrumarea părinților. Da, potrivit cu textul din Efeseni 6, părintele nu stârnește la mânie copilul.
copilul ascultă în Domnul de părinților. Există clarificări foarte, foarte bune și necesare. Dar în viața fiecăruia există cineva care are autoritate. Când ajungi să mergi pe picioarele tale, tata nu mai are poziția pe care a avut-o, dar Dumnezeu continuă să o aibă. Iar când îți dă ție copii, tu vei fi cel care, așa cum a fost tata odată pentru tine. Și așa se mișcă generațiile. Așa se formează omul armonios. Omul care știe locul în lumea lui Dumnezeu. Omul care are parte de promisiunea acestei porunci. Dacă cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Așa cum spune textul nostru, revin la el, vei fi fericit și trăiești multă vreme pe pământ. Acestea au fost lucrurile pe care am să le împărtășesc în această seară. Deci, mă